fost un punct de maximum, să zicem. Da, s-a format exact pe unitate, totul s-a inflamat exact la noi, datorită și particularitățile noi, pentru că suntem aproape de munte și când ajunge, crește automat din cauza reliefului, în mod special. Este stare de alertă în punctul de comand al centrului antigrindină de la Electromecanică. Încă de la începutul sezonului, unul atipic, au fost lansate într-un sezon rachete folosite în mod normal în aproape două, mai exact 479 de proiectile la nivelul celor 12 puncte de tragere din Prahova. Astăzi, să zicem că față de celelalte zile a fost un pic mai diferit, cu ceva vânt, intensificat. Da, și frontul care a venit dimineață, practic fiind pe timp de noapte, a fost mai puțin virulent dacă ar fi venit, să zicem, la ora 14 sau 15, când, de fapt, diferența de temperatură produce fenomenele astea violente. Cifrele specialiștilor arată că, deși este în plină desfășurare sezonul de combatere a căderilor de grindină aprilie-octombrie, până acum fenomenele meteo extreme au făcut ca numărul proiectilelor folosite să fie unul foarte mare. Da. În momentul de față sunt lansate până la această dată 479 de rachete, dar mai avem ce a mai rămas din august, septembrie și ceva din octombrie, deci există cam situația de anul trecut. Față de alți ani, fenomenele au fost mult mai violente, ca să zic așa, și inegale. De exemplu, au fost multe situații în care s-au lansat 30, 40 rachete, 20, dar au fost și zile în care activitatea a fost foarte accelerată, în două dăți s-au tras peste 130 de rachete în ziua respectivă. Venind din toate punctele. Așa că la centrul de comand al unității pilot de combatere a căderilor de grindină de la Ploiești, lucrătorii sunt tot timpul în alertă. Există un trend practic de încălzire a vremii care produce până la urmă fenomene extreme. Asta însemnând că la contactul dintr-un front rece și unul cald se formează celule convective foarte înalte, cu dezvoltare destul de mare, deci am avut și supercelulă. Rezultatul este că se formează vijelii, transferul aerului rece din partea superioară către pământ se produce cu furtuni. Chiar dacă sezonul fenomenelor meteo extreme este pe sfârșit, asta nu înseamnă că puținele evenimente de acest fel nu pot fi unele violente. Apar și alte fenomene, curenți turbionari care frecvenți anul acesta în țară. Mai mult decât poate în alți ani? Decât în alți ani, da, dar care sunt de fapt niște vârteje, nu neapărat tornade, dar se clar că se produce acolo mișcare de rotație a aerului. În sezonul trecut, de la centrul de lansare s-au tras peste 570 de rachete. Avantajul specialiștilor de la punctul de comandă din Ploiești este că pot observa la nivelul țării și trei radare ale ANM, ce sunt actualizate la mai puțin de 8 minute, astfel că timpul de acțiune al rachetelor se diminuează considerabil în caz de alertă.